Cine este Jean Negulesco, singurul român care a luat premiul Oscar? Pe 18 iulie 1993 se stingea din viață, în Marbella, Spania, Jean Negulesco primul mare star de origine română la Hollywood. Anul acesta s-a împlinit 30 de ani de la moartea lui și puțini români își mai amintesc de numele său cu atât mai puțin de faptul că a fost unul dintre cei mai apreciați cineaști ai vremii sale, dar și bărbatul care s-a iubit cu sex simbolul planetar Marilyn Monroe, pictor, regizor de film, scenarist și producător de film. Autora 40 de lungmetraje și a peste 150 de scurtmetraje documentare, Jean Negulescu a fost cotat printre primii 10 cineaști americani din epoca de gloria Hollywoodului alături de Zineman, Kazan, Wilder, Manchie Vixet și Houston, fiind și primul regizor de origine română nominalizat la premiile Oscar. A lucrat cu toată floarea cea vestită a Hollywoodului, printre care Marilyn Monroe, Greta Garbo, Lauren Bacal, Joan Crawford, Sofia Loren, Ange Dickinson, Gary Cooper, Maurice Chevalier, Freda Astaire, Cary Grant, iar Marilyn Monroe, pe care a făcut o vedetă, i-a fost iubită, singurul român care a luat premiul Oscar. Pictor, regizor de film, scenarist și producător de film, autor a 40 de lungmetraje și a peste 150 de scurtmetraje documentare, Jean Negulescu a fost cotat printre primii 10 cineaști americani din epoca de gloria Hollywoodului. Alături de Zineman, Kazan, Wilder, Manchie Vixet și Houston, fiind și primul regizor de origine română nominalizat la premiile Oscar a lucrat cu toată floarea cea vestită a Hollywoodului, printre care Marilyn Monroe, Greta Garbo, Lauren Bacal, Joan Crawford, Sofia Loren, Angie Dickinson, Gary Cooper, Maurice Chevalier, Freda Staire, Cary Grant, iar Marilyn Monroe, pe care a făcut-o vedetă, i-a fost iubită, deși aproape necunoscut în România, Jean Negulescu a fost una dintre gloriile Hollywoodului.